A venit o idee. Știți ce o să facem cu această platformă? O să o facem să devină din ce în ce mai mică până când playerii care stau pe ea vor să cadă până la urmă. Dar înainte să facem asta, hai să facem lucruri un pic mai simple și hai să o facem că e cam plictisitoare așa cu griul ăsta și materialul ăsta așa plastic. Hai să facem să-i schimbăm și materialul. Adică să punem materiale mai interesante care să se schimbe și ele la infinit atunci când devine transparent. Dar pentru asta n-ar trebui să-l facem complet, complet transparent. Hai să-l facem un pic mai puțin transparent, da? totuși să se vadă un pic prin el, dar nu complet. Deci mergem din nou în script, dăm dublu click pe acest script, ne redeschide scriptul de aici și hai mai întâi să-l facem să nu fie transparent complet, complet. Deci în loc să spunem 1, ne trebuie o valoare mai mică. Dar deja 0 înseamnă deloc. Există o valoare între 0 și 1? Poate n-ai învățat încă la matematică, dar spun că da, există. Știi câte? Păi uite, 0,5, 0,3. Câte există? Știi că există și 0,33 și 0,33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 un infinit de numere între 0 și 1, deja știai lucrul ăsta. Hai să scriem și noi, în loc de 1, să scriem, de exemplu, 0,9. Da, adică ceva aproape de 1, dar nu 1 complet. Și atunci, își pe 1 și scriu 0,9. Acum, Roblox mi-a subliniat cu albastru. Ceea ce înseamnă că nu este chiar o eroare gravă pe care nu poate să o execute. O să o execute, dar el nu crede că e bine și într-adevăr nu e bine pentru că în programare virgula înseamnă ceva anume, înseamnă ca la noi în limba română, când avem o enumerare și spunem mere, virgulă, pere, virgulă, altceva, așa e și în programare, deci nu are treabă cu 0,5 numărul nostru din matematică, da? Și atunci, în loc de virgulă, scriem punct, 0.9, înseamnă 0,9, da? 0.9 și la transparență, hai să nu zicem 0.0 să fie complet, să zicem 0.1 hai să-i dăm un play să vedem care e diferența deci acum încă se mai vede un pic prin, prin el, da? nu e complet, complet, complet transparent și vrem ca atunci când este 0.9 să-i setăm un material, ia hai să testăm un pic ce material avem la îndemână Vedem aici material plastic și avem o grămadă de materiale la îndemână. O variantă mai rapidă ar fi cu materialul selectat. Dacă apăs tastă jos și tastă sus, vedem că se schimbă. Uite, ăsta este plăci de lemn și într adevăr pare, zici că e parchet. Ne alegem noi de aici. Snow, zăpadă și așa mai departe. Hai să vedem ce să ne alegem. U Ăsta îmi place, ăsta îmi place, hai să facem așa, atunci când nu e transparent să fie așa, neon, îi spune la materialul ăsta, da? Și atunci când e transparent, hm, îmi place, hai să zicem tot metal, că metal e, e chiar ok. Deci metal și neon, da? Mergem în script și zicem, atunci când este transparent mult da, 0, nu înseamnă mult, adică e aproape maxim de transparență, ceea deci, că vrem să-l facem metal. Unde îi scriem noi linia de program în care îi zicem făte metal? Păi, chiar aici, după, da? Înainte să așteptăm o secundă. Cum îi zicem noi să-i setăm proprietatea material a cui? Alu nivel, nu? Descriem din nou. Nivel. Punct. M uite, material deja există. Ia uite ce frumos, că atunci când selectăm un lucru, Roblox ne dă un help, încearcă să ne ajute. Da? Și ne dă și exemplu cu comentarii, cum am putea să folosim. E perfect Roblox pentru a învăța programare. Deci material egal cu, și acum vreau să îi setez materialul, să aibă valoarea cum era? Metal, am zis, nu? Pasta, metal. Hmm. Hai că numere a fost ușor să scriem, nu? 0,9. Dar să scriem chiar metal, metal? Hmm. Poate să scriem noi așa? Metal? Scuze, era cum în mare. Metal. Iarăși îmi subliniază, zice, băi, unknown, adică necunoscut. Ce eu habar n-am ce aia metal. El se așteaptă ca metal să fie o variabilă, cum am definit pe nivel, vezi, ca de aceeași culoare. Și atunci, iarăși, intervine cuvântul la de la lecțiile anterioare, tip de date. Ha, tip de date. Și vedem că materialul e de tip litere, nu? Așa cum transparența a fost un număr, așa cum colaid a fost bifă, da? Material este... Unde e material? Că nu-l mai găsesc pe material. Era deja selectat. Material este șir de caractere. În engleză, în programare, se cheamă string. Și tot timpul când avem șiruri de caractere, trebuie să le punem între ghilimele în programare. Deci, tastăm ghilimele, da? Tasta Shift și deasupra... Asta e shift, avem aceste ghilimele duble. Eu i-am pus una singură, el mi-a băgat două automat, pentru că între ghilimele eu pot să-i dau aici un șir de text. Și vedeți că și culoarea s-a schimbat. Deci aici trebuie să-i specific m e t a l Și acum nu mai am nicio eroare, nicio problemă. Iarăși când e transparent mai deloc, vreau să-i pun materialul numit, cum îi spunea, neon. Da? Ăsta de aici, neon. Pot să scriu de mână sau, mai ușor, selectez cea mai sus, copy, pun cursorul unde vreau să îi dau paste și în loc de metal scriu neon obligatoriu cu literă mare. Da? Deci cum e aici neon, așa scriu și eu neon îi dau un play și să vedem dacă se schimbă și materialul odată cu transparența. Vedem că într-adevăr e neon, e, altă, e altceva. Până să-i schimbăm și culoarea, cred că ar fi momentul să învățăm să depanăm. Hai să facem o eroare în acest scris. De exemplu, dacă din greșeală aș fi scris neon cu nimic. Ia să-i dăm play, să vedem ce se întâmplă. nu se mai schimbă în neon, nu mai e așa alb. Restul scripturilor au funcționat, dar fereastra output, de care spuneam că e foarte, foarte, foarte importantă. Și erorile sunt cu roșu, adică aici observăm că ne apare și mânuța, ceea ce înseamnă că putem să dăm click unde vedem eroare cu roșu și ne duce exact unde e problema, da? Și vedem că aici este cursorul, ne-a dus automat unde este problema. Acum Poate nu știm să remediem problema, dar este clar că suntem exact în locul în care trebuie să o rezolvăm. Pentru că scrie în engleză. Dacă știi engleză, atunci trebuie să, să, depanezi problemele, da? Să poți să le depanezi. În română scrie că nu poți să atribui proprietatea material. Valoarea invalidă, și îmi zice neon, asta cu literă mică, pentru material. Ok, deci e clar că e vorba aici de neon ăsta, da? Nu știm care e problema, așa că o să o remediez chiar acum. Și gata.